record de zile mari. Armando, un porumbel călător dresat în Belgia, a devenit cea mai scumpă pasăre din specia sa din lume. Asta după ce a fost vândut pentru suma de 1,25 de milioane de euro la o licitație online, potrivit Le Figaro. Armando are 5 ani, numeroși urmași și este la pensie, după ce a câștigat numeroase curse. De altfel, Armando este considerat de specialiști un Lewis Hamilton al porumbeilor. Crescătorul său, Joël Verschot, este unul dintre cei mai mari din Belgia. Identitatea cumpărătorului nu este cunoscută, dar presa internațională vehiculează că este vorba despre un chinez, care va utiliza în mod cert porumbelul în scopuri de reproducere, pentru a obține viitorii campioni. Interesul colecționarilor chinezi pentru porumbeii călători a crescut în ultimii ani, fapt care a dus și la obținerea unor prețuri mari pentru acești campioni. Cu origini în Belgia, dar și în Olanda și Franța, tradiția concursurilor cu porumbei călători cunoscuse un declin înainte ca asiaticii să-și manifeste interesul. Vechiul record în materie era deținut de New Blixem, proprietatea belgianului Gabi van den Abele, adjudecat pentru doar 376.000 de euro, în noiembrie 2018.